Vulpea, porumbița și ursul. Se spune că odată o vulpe intrase în gospodăria unui țăran înstărit. Și cum ea era lihnită de foame, mâncă o găină pe nărăsflate. Numai că de iute ce o înghițise, îi rămase un os în gât. Simțind că abia mai poate respira, cum mătraul o la fugă și alergă ca nebuna neștiind ce să mai facă. Ajungând la un râu cu apă limpede și rece, vulpea bău ce bău, dar de os tot nu izbuti să scape. Și iar începu cu mătra vulpe să alerge și cum alerga ea așa, iată că veni în zbor o porumbiță care o întrebă cu glas blând. De ce fugi așa cu mătră? E cineva pe urmele tale? Vai mie, izbuti să spună vulpea, mi-a rămas un os în gât și zău, simt că-mi dau duhul. Poate mi-l poți scoate tu, că te-ai răsplătit cum se cuvine. Ia cască gura să văd ce pot face. Deschise vulpea gura mare, mare și porumbița îi scoase osul din gât. Îți mulțumesc, porumbiță, zise vulpea cu glas mieros, după ce scăpă de necaz. Fără tine, nu știu zău ce m-aș fi făcut. Da, da, cu mătră, tare frumos din partea dumitale că-mi mulțumești, dar parcă ziceai că mă răsplătești, îi spuse porumbița vulpii. Așa? Pleacă de aici, obraznico, fii mulțumită că nu te mănânc. Tare se mai necăji porumbița și se gândi că trebuia să-i facă totuși dreptate. De aceea dădă fuga la urs și îi povesti ce pățise. Așa, zise Moș Martin, am priceput. Nu te mai necăji, o să o învăț minte. Porumbița și ursul porniră în căutarea vulpii și o găsiră pe cumătră cea șireată care se odihnea sub un brad bătrân. Ei, cumătră, văd că te odihnești, spuse ursul. Da, cum e, răspunse vulpea cu mai multă însilă. Am mâncat pe săturate și acum mă odihneam nițel. Așa, zise ursul, ai mâncat și te odihneai. Și nu cumva ți-a rămas vreun os în gât când ai mâncat? Vulpea se ridică numai decât și spuse prefăcându-se a nu ști nimic. Nu pricep cu metre, zău că nu pricep ce vrei să spui. Așa, tună ursul. Ia apropie-te, porumbiță, și povestește încă o dată ce ți s-a întâmplat când ai sărit în ajutorul vulpii. Porumbița făcu un tocmai și pe măsură ce povestea, vulpea se făcea de parcă din ce în ce mai mică. De îndată ce sfârși porumbița povestea, ursul spuse cu asprime. Pentru că nu ți-ai ținut cuvântul dat și ai amenințat-o pe porumbița care te-a ajutat, meriți o pedeapsă pe măsură. Fără a mai pierde timpul, ursul rupse o creangă de braț și zise. Hai să mănânci chiar acum, sub ochii noștri, creanga asta toată, că de nu vai și amar de tine. Văzând că ursul nu glumește, vulpea a început să roadă creanga și o mâncă toată până la ultimul ac. Se spune că de atunci vulpea nu mai stă de vorbă cu porumbei, dar nici porumbei nu mai apar în calea vulpei.